Ei, bună dimineața, dragi, am găsit la un nou episod din Breasla Haiducilor. Ce mai faceți? Ei, știu că a trecut foarte mult timp, de că nu ne-am mai văzut ultima oară. Cred că aproape o lună. E vară, am făcut o grămadă de tâmpenii. Mi-am dat și o restanță, așa, în sfârșit am luat-o integralist pentru... într-un final. Și nu prea am avut timp să mă ocup de YouTube. În primul rând pentru că sunt acasă și părinții mei și mă frac la cap de fiecare dată când încerc să fac ceva. Și în al doilea rând pentru că ori am învățat, ori am ieșit, ori am băut ca un porc. Da, au cam trecut toate astea. Și am zis că ar fi momentul să mă întorc și eu cu niște content pe canal. Bă, de când nu am mai fost pe aici, s-a schimbat destul de multe. Adică, cel puțin partea asta de oraș nu e extraordinar de tare, am mai văzut chestii noi. Elicopterul ăla, de exemplu, dar nu neapărat shop-uri noi. Ok, asta era aici. Asta nu era aici. Și aia era în construcții când am plecat. Well, mâncare gratis. Well, sunt destul de sigur că ăsta nu era aici. Ok, chicken, I guess. Mamă, cât de cute-s măsuțele astea. Vai, ce-mi plac, super drăguțele. Asta sigur era și e construită foarte șmecher. Mitruț și pedale. Lol. Yeah, probably that's about it, to be honest. Și bineînțeles, shop-ul meu absolut neterminat. Care o să trebuiască închis la un moment dat. Bine, închis, gen, terminat acoperișul. Da, aia mă refer prin închis. Din câte știu, cam tot ce-i pe sub, pe aici, ar trebui să fie tuneluri care o să ducă spre... Da, uite. Ar trebui să fie tuneluri... M-a încăcat pe mine. Da, jur că m-a încăcat pe mine. Ok. Mamă, cât de mult o să fac băieții pe aici. Holy shit. Uai, cât de mult am lipsit de pe server. The amount of stuff, though. Și pe aici este ceva interesant, nu e doar groapă. Oh, chiar acum că s-a făcut noapte, hai să mă duc și eu să văd dacă funcționează Death Game Surf. Și că asta a fost prima chestie pe care am făcut-o. Că nu mai știu, ultima oară când am plecat, știu că l-am testat de atât de multe ori, că eram sigur că merge. Și după aia am venit gen după, nu știu, 3-4 zile și m-am dus și nu mai era niciun nume acolo. Și nu mai avea nicio logică, cel puțin pentru mine. Ok, era Domino seara trecută în CS și acum e tot Domino. Asta nu-i bine. Da, Domino, nu, ceva nu-i bine. Nu înțeleg, deci nu mai explic nimic. Trebuie să mai iau o dată circuitul ăla să-l fac să meargă lumea. Și să terminăm ăsta. Oh, ok, și dacă tot exploram chestii. Băi, eu tot vreau să fac ceva cu statuia aia. Deci ceva mă bate gândul. Ok, dintr-o dată mă simt mult mai bine. Hai să mergem în Nether, să vă arăt ce s-a mai întâmplat și cu Nether-ul. Sau mă rog, mai degrabă să mă uit eu, că voi probabil că știți. Ceva circuit cu redstone aici? Mă îndoiesc. Well, având în vedere că s-au schimbat atât de multe lucruri, nu pot să cred că nimeni nu s-a apucat încă de construit spawn-ul, ceea ce mi se pare la ciudat. Să fiu sincer, ok, avem Netherwall pentru 100 de milioane de zile. Tunelele au rămas aceleași, doar că sunt mult mai mari, sunt gigantici acum. Și au început băieții să construiască în tema aia western. As far as I know, sau mă rog, as far as I see, văd că lumea a început să facă tot felul de chestii, gen, aici e un salon cu gen, un portal în el. Și partea asta la altă este un tunel care duce înspre un alt tunel care... Ok, asta e tare. Asta e un tunel foarte șmecher. Și relativ simpluț. Ii, trebuie să-mi schimb mouse-ul. Dar până acum cred că cel mai tare îmi place salonul ăsta. În afară de decizia un pic ciudată de a pune așa de mult clay albastru pe bunii mei la Witherrose. De a pune clay albastru pe sus arată absolut genial înăuntru. Adică, frate, uite un pic aici.
Și-a pus și un armor stand cu... Asta e șmecher. Asta chiar e fain. Și aici este portalul nostru, pe care nu l-am mai terminat. Cred că asta am făcut ultima oară. Încă nu s-a extins toată iarba. Cam jumate din ce era nu mai este, cam jumate pe cât de mare era odată. Și aici o să vă întreb pe voi să continuăm noi o leacă cu tema noastră de jungle, că am crezut că pot să rămân, am crezut că facem numai Nether Hub-ul așa western, am crezut că tunelele ne le facem cum vrem noi. Sau să transformăm complet într-o zonă western. Voi ce ziceți? Adică bine, mai am săpat o grămadă, dacă ai idee. Și acasă ca acasă, acasă nu s-a schimbat nimic. Bă, cam asta o să fie episodul, bine, episod, o recapitulare. Ce s-a întâmplat cu mine vara asta? V-am să vă zic că n-am murit. Voi ce mai faceți? În sine o să mă întorc următoarele câteva zile cu clipuri aproape în fiecare zi, sper, poate, de domn, nu știu, eu încerc, jur. Dar nu-i nimic sigur ca de obicei. Păi, mersi de nou cum ați urmărit și astăzi și ne vedem data viitoare. A, apropo, și înainte să plec, vreau să vă zic un lucru. Dacă plecați vreodată undeva și ați construit ceva în Minecraft, bă, dacă ați construit redstone, bă, terminați înainte, că eu habar nu mai am ce mama naibii făcea ăla de poțiuni. Deci nu mai am nici cea mai vagă idee și știu care e un bug. Până scot eu bug-ul ăla, cred că o să-mi ia 3-4 ore. Hai de capul meu. Mersi frumos cum mă urmărești astăzi. Dacă mai aveți idei, lăsați-le în comentarii, că am ajuns într-o poziție foarte, foarte nașpa, neavând timp, gen cam tot timpul pe care îl petrec la calculator, plus minus, hai zicem vă 70% din timpul pe care îl petrec la calculator, jucându-mă, mă joc Minecraft. Și totuși am rămas foarte, foarte tare în urmă cu față de ceilalți de pe server. Încă nu știu la ce ar trebui să lucrez, trebuie să mă hotărăsc, o să trebuiască să... E super, 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 mega dubios. Și din câte văd, e foarte puțin în lume pe server în ultima vreme, gen, ultimele câteva dăți când am intrat, nu era absolut nimeni și s-a resetat iar counter-ul și abar n-am ce e counter-ul acum. Well, mie, nu știu de ce, dar miroase alea ca mea prisep. Mea prisep. Mea priset. Well, ne vedem data viitoare. Bye, bye!